Voleibalistele de la CSM Târgoviște au început luni antrenamentele pentru noul sezon, în care cel mai probabil nu vor avea ca obiectiv clasarea pe podiumul diviziei A1, o competiție submediocră cu doar 9 participante. Antrenorul spaniol Guillermo Naranjo, instalat în această vară la CSM, nu a dorit să dialogueze cu reprezentanții presei veniți la reuniunea lotului. Naranjo a transmis că astfel de solicitări trebuie transmise conducerii clubului, care conducere a absentat nemotivat de la ședința de pregătire ținută într-o sală de fitness din Târgoviște. La echipă rămâne în cele din urmă Diana Calotă, capitanul din ultimii ani, care a încasat din sursele MDITV peste 7.000 de euro lunar plus cazare și masă, totul din banii primăriei Târgoviște. Venitul ar fi fost diminuat de ochii lumii de președintele Prisăcaru Ciprian, care ar fi direcționată pe sportiva târgovișteană la origine într-un hotel și nu într-un apartament închiriat de club, cum se întâmplase anterior.